În județul Mehedinți au ajuns înainte de sărbători peste 20.000 de pachete cu produse alimentare de la Uniunea Europeană, însă nici jumătate dintre acestea nu au fost ridicate de beneficiari. Autoritățile spun că până în prezent doar 15 comune au reușit să distribuie toate ajutoarele alimentare. Beneficiarii acestor ajutoare sunt, în general, persoanele beneficiare de venit minim garantat. Municipiul Drobeta-Turnu Severin este fruntaș la distribuirea pachetelor cu alimente date de către Uniunea Europeană. Așa se face că, din cele aproximativ 1000 de pachete primite la cantina de ajutor social din Drobeta-Turnu Severin, au mai rămas puțin peste 100 de pachete. Problema este în celelalte comune ale județului Mehedinți, unde beneficiarii nu se înghesuie să ridice aceste pachete. Pachetele cu produse alimentare de la Uniunea Europeană au ajuns în Mehedinți înaintea sărbătorilor de iarnă. Reprezentanții prefecturii le-au distribuit către primării, dar până acum pachetele nu au ajuns la toți beneficiarii. În județul Mehedinți au venit 20.289 de pachete alimentare, însemnând tranșa 5, accesate pe fonduri europene. Ele au fost distribuite către OAT-uri în perioada 8-10 decembrie 2022, aceștia având la dispoziție un termen de 60 de zile pentru a le distribui către beneficiari. Și aici discutăm despre cei care beneficiază de venit minim garantat, ASF-ul, această alocație pentru sprijinul familiei, și ulterior, după aceste pachete se epuizează, și vreau să fac această precizare că doar după ce se epuizează ajung și către beneficiarii cu handicap, și aici din nou discutăm, se iau în ordinea gradului de handicap, discutăm despre grav și apoi coborâm către accentuat și alte pachete. În momentul de față, la prefectură au ajuns documente înapoi de la 15 OAT-uri. Printre primăriile care au distribuit în totalitate pachetele se numără cele din Șimian, Vânjuleț, Breznița de Ocol, Dârvar, Pristol și Baia de Aramă. Pachetele cu ajutoare se vor ridica personal în baza actului de identitate de la centrul de distribuire stabilit de fiecare primărie în parte.